Vă ascultăm. Da, o cafea? Ne-am cunoscut la o cafenea. Exact, cafenea, nu că... Păi în cafenea doar nu era o bere, tot la o cafea. Au trecut câțiva ani de când ne-am întâlnit la o cafea. Și de Thank you.
Hai, cine? Prezentăm pe domnul Gheorghe Matei. Domnul Matei. Lucrările sale grafice. Mi-am mai prezentat și la alte cernavuri scrisorile de Eminescu, Luceafăru și alte poeme. Și de data aceasta, cea mai mare lucrare a sa de grafică. Tot timpul. Tot da, e mare pasiunea asta, sau lungă pasiunea asta. Clemento Mori are 52.000 de litere pe care le-am criptat. În sărătura calului din jocul de șac, nu este o scriere la Vandala. Critograma. Vorbește din partea dreaptă de jos. Parcurge un traseu în care nicio săgeată nu merge una în spatele celelalte. Nu se întâlnește cu alta. Parcurge un traseu până în partea opusă, la un punct maxim, după care revine la locul plecării, fără să întâlnească cu vreo altă săgeată. Are 52.000 de litere, adică literele de săgeți, literele acestei poezii. Este cea mai mare lucrare pe care am realizat-o eu. Poate alții vor realiza mai mult. Până acum am lucrat la poezii. Vreau să termin tot Eminescu, ceea ce am realizat până acum am decât 30%, dar le-am criptat pe fațadele unor construcții monumentale din București, din țară. Casa Presei Libere, Palatul Parlamentului, Catedrala Viitoare, Catedrala Neamului, din față și din Ateneul Român. Iar asta n-am putut să o pun pe construcții, pentru că n-am câte construcții să pun aici. Și atunci am ales această cale mai, aparent mai simplă. E una din căile de care spunea Dumnezeu. Da. O întrebare. Ați ascultat melodia scrisă pe zecimalele lupii? Da. Este superb. Căutați-o. E o melodie extraordinară. Deci decimalele lupii puse pe portativ dă o melodie superbă, superbă. Asta mi-a adus aminte din lucrarea. Faptul că a numărat fiecare literă din poemele Eminescu e o mare lucru și o mare realizare. A semnărat o următoare Eminescu și pentru mine nu s-a fost. Anul trecut am reușit să număr poate că vei că cel puțin o să poate evităm de și verificate de trei ori, pentru că altfel mă încurcă, dacă eu s-o pătesc mai întâi teoretic, adun cuvintele, literele, după aceea fac un proiect. Dacă nu-mi iese, cu două, dacă sunt în plus, m-a dat de gol. Dacă sunt în minus, mai reușesc eu să pun acolo prescurtările numelui meu sau dar dacă este o literă în plus, trebuie să țin de criptografie și de cifrări, de mic. Iar, da, iar eu personal vă spun că nu am văzut această lucrare, dar am pus acasă, pentru că am tot lipit fâșiile și abia acum... Pe viitor vreau să fac fondul albastru. Așa și ele să fie galbe sau cu litere
deschise, altă, de exemplu. Eu așa am gândit. Am avut un an, nu se văd aici decât literele și tricolorul 4. Pe lumea asta acum, cu aprobările care se cer, ce nu va vedea lumina zilei și nu va fi ziată nicăieri. Asta este o fantezie realizată. Ce Plecați cineva la urmă. Am fost așa. Nu, nu, nu.